Întorc fracțiile, pentru ce motiv am întors, Daria? Pentru ce motiv am întors fracțiile? Păi ne-ați întors ca să putem observa cum vezi. Că X-ul ăsta era la jos, recunoscut la jos și nu-mi venea mie la îndemână. Și după ce am întors, dacă mai făceam un pas, trebuia să amplific pasta cu un 10. Nu? Da. Aici amplificam cu 10. Da. E 9 pe 1. Dar de ce am amplificat fracția asta cu un 10? Ca să am la numitor 10. Și am tot 10 și o să fie 10, 100 pe 10. Asta a, a și dar atunci a scris direct. Da. Deci ar fost 90 pe 10, mai mic decât X pe 10, mai mic decât 100 pe 10. Pe 10. Păi dacă poate fracția la 10 mergeam direct așa și era 90 mai mic decât. Mai mic decât 100. Da? Da. Și asta înseamnă că aici sunt de la 91 până la 99. Da. A fost interesantă chestia asta, foarte toamne. Mai este vreunul? Aveți mai multe ceva? Vare, vare, Olivia. Hai să vedem, hai să vedem. Olivia. Suma asta i-a dat apă, domnul Micaela, da? Da, bun. Suma care i-am dat pe ea. Am făcut-o, dar am explicat-o eu, domnule. N-aș făcut, dar am explicat. Bun. Dacă o problemă? Da, mare. Am început să lucrez subiectiv de olimpiadă pentru pada județeană și s-am dedicat aici. Se vede. Determinați perechile X, Y de mulțimi, care au ca elemente numere naturale nenumere și care verifică simultan următoarele proprietăți. 1. Fiecare din elementele X și Y din mulțimile X și Y care trei elemente. Deci, să găsim o mulțime X, o mulțime Y egal cu cine. Altă mulțime Y egal cu cine. Nu-i știm, nu cunoaștem elementele, dar nu știm niște proprietăți. Da. Au fiecare au câte trei elemente. Deci, condiții. Condiții. Și trebuie simultan numerele. Condițiile sunt cardinal, cardinal lui X, egal cu cardinal lui Y și egal cu 3. Deci cardinalul mulțimii X și cardinalul mulțimii Y. Cele două mulțimi au câte 3 elemente. Da. 2. 3 aparține lui X și 5 aparține lui Y. A doua poziție. 3 aparține lui X. Și 5 aparține lui Y. Și 5 aparține lui Y. Asta mă face să pun pe 3 aici și pe 5 aici. Mulțimea X intersectată cu Y are exact un element. A treia condiție. Da. X intersectat cu Y egal cu un element. Cardinal. Cardinalul intersecției egal cu 1. Și la patru, dacă A mic și B mic sunt elemente diferite ale mulțimii X, dacă A mic și B mic aparțin lui X. Deci A, virgulă, B se găsesc în X și sunt diferite. Și A diferite B. Da. Atunci A plus B aparține lui Y. Atunci, în această situație, da. A plus B aparține lui Y. Astea sunt condiții. Bun. Deci, două elemente am, cu câte un element am lămurit-o. Mai avem de completat până la poftim. Vreau să vă spun într-un mare... Cum ai gândit tu? Excelent! Păi acum, dacă X-ul, de exemplu, ar avea elemente ABC și Y-ul D... Nu, dar eu am... câte unul ne-am pus de așa. Păi da, dar dacă ar fi, pentru că dacă ne pune cum ar fi pe un perechi, adică Y-ul este egal cu A plus B, A plus C și B plus C. Adică eu nu vreau că asta e. Deci trebuie să fiu foarte atent la toate condițiile. Păi mai... spunem că cardinalul este egal cu cardinalul de Y, care este 3. 3 aparține lui X. Ce elemente am eu de completat? Completat. Adică două. Asta merge, acum gata, suntem pe aici, ne fixăm. Păi da, da, adică Y trebuie să fie egal cu 3 plus B, 3 plus De ce Y? De ce Y egal?
Pentru că spune că Y este... Nu, Y este egal. Dacă spune A pe pulă B este egal dacă aparține lui X. Și A plus B aparține lui Y. Înseamnă că 3 plus B aparține lui Y. 3 plus C aparține lui Y. Și B plus C aparține lui Y. Dar de ce să mai bag pe C? Că ai doar două. Pentru că trebuie să facem și pe C. Păi nu mai Daria. Noi mai avem nevoie de discutat despre două elemente. Că am asta rezolvat și cu asta de așa o știm de la trei elemente. Deci acum noi aici ne concentrăm. Da? Deci eu trebuie să mai pun un element comun A și sus și jos. Că zice că cardinalul intersecției este 1. Deci trebuie să focalizez atenția pe condiții să-mi ușurez problema. Că dacă tu ai mers așa, că X ar fi A, B, C, da, A, B, C, și la Y ai mers pe lucru ce ai făcut acolo, te-ai dus într-o problemă destul de amplă, fără să ții condiții de, să ții cont de condiții date. Că autorul spune, 3 eu trebuie să o pui neapărat în X, pe 5 trebuie să o pui neapărat în Y. Că intersecția este un singur element comun. Nu poate să fie 3 cu 5. Atunci eu pun pe A comun. Și mai am acum povestea unui singur element care să-l pun în A, da? Și un alt element în Y. Și se știu și pe A. Dar spune autorul, și dacă cumva ai două elemente distincte în X, distincte în X, 3 și A. Că A nu poate să fie 3. Pentru că nu mai pot repeta. Deci dacă ai două elemente distincte, uite cum mă concentrez atenția. Dacă am două elemente distincte, cum e 3 și A, atunci suma lor o găsești în Y. Deci neapărat, adică în Y trebuie să pun obligatoriu. Încă unul. Pe 3 plus A. Corect. Da? Păi dacă puneți... Deci dacă ai două elemente distincte, neapărat suma lor o pui aici. Păi dacă puneți 3 plus A... Ai spus același lucru, dar mă duceai mult mai larg. Iartă-mă că nu te-am urmărit, dar la asta am înțeles eu, că există ABC, 3 elemente sus. Ori când ai zis ABC, 3 elemente sus, te depărtai de problemă, că și A plus B, B plus A plus C, B plus C, carditul în Y, așa mergeai. Păi da, păi să vedeți dumneavoastră, 3 plus A, 3 plus B... Păi uite-te că eu acum am făcut o analiză mai atentă și vreau să te ridici lângă mine, să ne băgăm foarte repede. Nu suntem în contradiție, dar eu vreau să merg pe culoarul mai scurt. Aș vrea să te conving că dacă începi problema așa cum am început-o eu, îți mărești șansele de lucru. Pentru că autorul te-a spus, pune pe 3 în X, am făcut-o. Pune pe 3 pe 5 în Y, am făcut-o. Cum să nu o fac? Că aia ne spune că Garian. Da, Darian. Zice, ai intersecția un element comun. Nu am pus cu ăsta A. Că nu putea să fie 3 egal cu 5 ca să fie ăsta intersecția. Spuneți de punct și de punct. Așa. Câte elemente? Virgulă de element. Așa. Deci, elementul 3, A, 5, A. Și la momentul în care, din nevoia de a avea intersecția, am pus pe A sus și jos, am două elemente distincte în X. Corect. 3 și A. Și zice, obligatoriu, trebuie să-l pui în Y, suma lor. Păi A nu poate să fie 0, ce înseamnă cu ceea ce înseamnă? Poate și 1. Dar de ce nu aș putea să-l pun, de exemplu, pe A3? Adică, păi și elementul mă ține de sus. Păi dacă pui clar, adică... Și la asta mă refer. Adică să fie, cum ar fi... Dacă nu aș fi pus așa, cum ați spus dumneavoastră, și aș fi vrut să pun dintre ei să fie pe acela care se repetă. Adică să pun Y pe 3. În Y să pun pe 3? Da. Deci în Y să pun pe 3 ca element comun, nu? Da. Deci tu spui așa, stai că merg foarte atent pe ce spui tu. În clipa în care
l-ai impus în Y și pe 3, la intersecție ai făcut pe 3, da? Da. Ei, merg așa. Să fi fost și 3 aici la intersecție. Da. Adică tu începi în construcție, care X egal cu 3. Y egal cu 5 obligator și pe 3. Și acum la intersecție este o singură elementă. Și sus aș fi pus pe 3 ca fiind 1 și 2. 1 plus 2 e 3. Și aș fi pus 3... Deci, sus ai pus pe cine? 1 și 2. 1 și 2. Și atunci... Din motivul acesta că suma lor se dea... 3. Da. Deci și dacă sunt două distincte... Da. Păi da, și 1 plus 2 egal 3, 3 plus 2 egal 5 și 3 plus 1 egal 4. Și îl puneți pe 4 la Y. De acord, Daria, de acord. Foarte repede de acord cu tine. Dar, eu m-am dus pe ceea ce spun la prima citire, cum tatorez problema. Tu ai mers ca fiind element comun, una spuneam eu oarecare. Și atunci venea 3 plus A, nu? 3 plus A. Și eu trebuia să completez, nu, n-am mers până la capăt, dar trebuia să completez aici cu un alt element, nu? Mie mai trebuie un al treilea element aici. Și pe 5 nu poate să fie un exemplu în ambele, pentru că 5 este scris ca 3 plus 2. Deci, 5-ul, dar, atenție, mie mai trebuia să pun încă un element. Da. Deci 5-ul, dar ea. Deci eu trebuia să mai pun un element, să fac al treilea element. Corect. Și nu știam prea. Deci ne-am oprit la problemă fără să o fi analizat până la capăt pe culoarul care citeam eu pentru prima dată problemă. Și atunci mă gândeam repede, ce să-l pun eu aici, pe cine să-l pun? Să-l pun unul din elementele de jos? Nu. Să-l fi pus pe 5? Nu aveam voie că la intersecție apărea un element comun. Două elemente. Deci de aici ești nevoit, dacă ai clar că 5 este aici și precizarea că suma a două elemente trebuie să, odată ce ai două elemente distincte, suma o găsești jos. Deci eram nevoit să fi pus repede pe 2 din obligația de a da pe 5. Din clipa în care am pe 3, cu cine îl mai completez eu până la 5? Cu 2. Deci 2 este obligatoriu acolo. Acum, întorcându-mă aici, ce A să fie? Pentru că și A plus 2 trebuia găsit aici. Așa spune autorul. 3 plus 2, da. Dar și A plus 2 trebuie să fie un element de aici de undeva. Dar A plus 2, ca să fie A plus 2, trebuia să fie unul din astea două. 3 plus A. Da. A plus 2. Egal cu 3 plus A. Egal cu 3 plus A. Era 2 egal cu 3. Imposibil. Atunci sunt obligat ca A să devină 1. Că numai așa se întâmplă. Dacă A este 1, 1 și cu 2, câte fac? 1 și cu 2 fac 3. Deci. Nu? Pentru că autorul spune în condițiile în care ai două elemente distincte de aici. Deci 2 o apără. Atenție. 2 și 3 sunt obligat că 3 mă duce aici, 5 mă duce aici. 2 trebuie să mă duc aici pentru că e diferența între 3 și 5. Deci mulțimea X egal cu X egal cu 3 Y egal cu 5. Da? Obligatoriu trebuie să-l pun pe 2 aici. Pe 2 aici, pentru ca suma 3 plus 2 să facă 5. Din clipa care au două elemente distincte. Așa. Și mai trebuie să-l pun aici ca să completez cardinalul. Cu cine să-l completez cardinalul? Deci cardinalul trebuie să-l completez cu până la 3. Mai trebuie elemente. Și elementul comun, da. Și elementul comun la astăzi. Ei, trebuie să urmăresc încă... Puteți să dați unul. Ori de câte ori pun încă un element aici deosebit, suma lor trebuie să o găsesc aici. Da. Deci dacă punem pe 1, cum zici ei... Dacă scrieți pe 1 să fie 6 și jos ne adăugați 1.
Deci dacă îl pun pe 1... Unde 6? Numai suma la 2? 2 și 1 păi face... Da. Trebuie să te dobi, dar să puneți pe 3 și am făcut intersecția. Deci sunt obligat să-l pun pe 3 aici. Și acolo trebuie să mai puneți pe 4. Și am făcut și intersecția. Da. Și acum... 3 plus 1 fac 4. 3 și 1 fac 4 și poate are probleme. Ba nu este doar. De ce? Pentru că... Ba da. 3 plus 1 fac 4. Și până acum am găsit două mulțimi. Am găsit 3, 1, 2 și 5, 3 și 4 și 3, 2, 1 și 5, 3 și 4. Așa. Dar Y-ul e același. Adică 5, 3 și 4, 4, 5, 3 și 4. Dar ce spuneți? Ce ați spus? Se găsească mulțimile? Da, e la mine. Determinați perechile X, Y de mulțimi, care au ca elemente numere naturale nenule, și care verifică simultan următoarele proprietăți. Doamne, dar asta v-am spus eu. Mulțimea acestui v-am spus eu. Da. Noi am ajuns acum la ea. Da. Și mai multe tipuri de mulțime? Ai legent? Păi ai și problema să mai multe. Da, eu mă dau alta. Dar nu e. Uitați, 5, 4 și 1. 3, 4 și 1. 3, 4 și 1. Deci o altă perechită da. Să calcul. 3, 4 și 1. 4 și 1. 5, 4 și 7. Și cred că calcul 5, 4. Și 4 și 7. Îndeplinesc condițiile, da. Sunt mai vitale. 3 și 5, 3 aparține lui X, 5 aparține lui Y? Da. Intersecția am un element 4 și 4. A plus B dă un element din Y? Oricare A, B diferit. 3 plus 4 dă 7, 3 plus 1 dă 4, 4 plus 1 dă 5. E la fel de bun așa mea? Poți să spun și eu ceva? Da. Foarte bună, dar dacă sunt 5 și eu găsesc doar 3. Adică există un mod în care se face această problemă, nu așa pe ghicite. Asta e. De asta zicea ea cu A, B și C. Păi, dar ea, din modelele acestea, două, sau poate mai găsim mai mult 3. Trebuie să vedem ce rețetă generează. Asta e. Da? Se generează, cum se generează elementele. Nu mai trebuie să înțelegem. Sigur că da, asta vrem să facem. Să vedem cum anume se generează toate variantele de mulțimi. Exact. Da? Toate variantele acelea. Pentru că despre A, B și cele trei elemente sunt numere. Exact. Să-ți înțelege. Da? Dar 3 și 5 știm sigur. 3 și 5 neapărat cu asta începe. Nu, aș pune 3 A și B. Că A și B zice că se găsește în X. Deci 3 A și B. Că zici că se găsesc în X, A și B. Faptul că sunt 3 elemente. Elemente, da. Asta. Asta. Deci X egal cu mulțimea 3 A și B. În Y trebuie să punem neapărat 5. Și acum, 3 plus A. Fiindcă suma a două din este 3 plus A trebuie să dea 5. Da. Deci cum 3 plus A egal cu 5 sau 3 plus B egal cu 5. Da. Înseamnă ori A, ori B trebuie să fie 2. Mergem pe prima chestie. A egal cu 2. Dar dacă B-ul e 2, n-ar avea niciun rost. Normal. Că doar într-o mulțime ca ordine nu contează. Deci, neapărat, trebuie să-l pun A știu că e 2 din chestia asta. Da. Da? Deci A egal cu 2. Așadar, egal mai departe cu mulțimea 3, 2 și B. Exact. Aici sunt cu 5 și încep. 3 și cu 2 face 5, chiar de așteptat. 3 și B, 3 plus B trebuie să pun aici și 2 plus B trebuie să pun obligatoriu. Deci 3 plus B și 2 plus B. Dar 3 plus B trebuie să fie 3 plus B sau 2 plus B să fie egal cu 2. Sau cu B. Sau cu B. Cum 3 plus B și 2 plus B nu poate fi egal cu B. Cum 3 plus B și 2 plus B, 2 plus B nu poate fi egal cu B. Da? Ar fi o trăsnare. Corect. Înseamnă 3 plus B să facă 2 sau 2 plus B sau 3 plus B să fie cât? Da, numai că trebuie să fie nenule. 3, nu un pic. 3 plus B să fie 2. 3 plus B să fie egal cu 2 și de aici nu se poate. 2 plus B. 2 plus B să facă 2. Înseamnă că B o să fie 0. Nu se poate.
Deci nu se poate. A și B sunt elemente diferite ale mulțimii X. Păi, dar noi cum am găsit atunci aia? Diferite nu înseamnă nebune. Acolo. Diferite nu înseamnă nebune. Da. La diferite. Deci, mai reluăm o dată raționamentul. Da. Deci 3 și 5 le punem. Trebuie, fiindcă 5-ul este de aici, 3 plus cât să facă 5? Corect, așa? 3 plus 2. Deci obligatoriu 2-ul trebuie să fie aici. Sau pot să pun 5-ul. Dar de ce nu putem să luăm 2 plus B egal cu 3? 2 plus B, deci 2 plus B să fie egal cu? 3. Cu 3. B 2 egal cu plus B egal cu 3, B sigur că da. Deci, de ce ai spus că 2 plus B să fie egal cu 3? Când căutăm elementul comun. Da. Deci la 2, 3 plus B sau 2 plus B, ca să fie unul din elementele acestea comun, începem să măturăm. 3 plus B să fie egal cu 3. Da. Și dacă 3 plus B egal cu 3, înseamnă B egal cu 0. Da. Și atunci, ce mulțime ar fi? Ia să vedem. Poate merge și cu 0. Asta nu este nevărat respine numele. Nu este numele. Uite! Determinată regla X, Y de mulțim care au ca elemente numere naturale nenumări. Nenumări. Da. Nu merge. Deci, 3 plus B egal cu... 2 plus B să fie egal cu 3. 2 plus B egal cu 3, da. Da? 2 plus B egal cu 2, cu 3. Și atunci rezultă că B egal cu 1. Și atunci apare mulțimea X egal cu elementele 3, 2 și 1. Și Y egal cu mulțimea formată din 5. Și de numărul comun, vedeți? B 1. 3 și 1 fac 4. Da. Da? Și 2 și 1 fac 3. Deci avem 3. Și mai ieșim. Da, deci prima mulțime a tarii, dar și exemplu nebun. Bun. Acum, mergem mai departe. O altă variantă era ca 2 plus B să fie egal cu... Am făcut 3, asta, am făcut-o pe 3 plus B egal cu 1, dă bine. B egal cu 5. Ia să vedem, pe elementul comun 5, nu-mi place? B egal cu 5, n-am întrebat. Nu, nu se poate. Se poate cu 5? Nu se poate. Pentru că dacă B egal cu 5, acolo jos să spunem 8. Dacă B egal cu 5, o să fie 6. Nu, strigăm suma. 3 plus 2, da? Da. Să implicăm trebuie chestia asta. Cum dăm peste exemplul tău? Problema este acolo. De ce am mers? Că l-a spus pe A2, vedeți? Eu l-am lapat. Deci am luat pe A egal cu 2 din nevoia de a mă duce până la 5. 5. Da. Eu am luat elementul comun întâi și după aceea. Vedeți în ordinea care sunt date cerințele. L-am pus pe 3, l-am pus pe 5, am luat elementul comun. L-am zis schimbat. Da. Elementul comun, vedeți? Elementul comun 4. Nu m-am pus întâi pe adunare. Adunarea e următoare, după elementul comun. Uitați-vă. Da. Punerea elementului comun, da. Întâmplare, nu? Nu, bine, eu l-am pus la întâmplare și s-a venit să fie și asta foarte bună. Asta era ideea, domnule. Da, da, da. Deci dacă nu ținem cont de adunări, haideți să punem pe 5, pe 3, da? Și un element comun. Cum îl punem comun? Aha, cum ați zis dumneavoastră. Ia să vedem. Deci X egal cu, Y egal cu, da, 3, 5. Și elementul comun, aha. A. Aici trebuie să pună neapărat 3 plus A. Și de pe acum, exact, 3 plus A. 3 plus A. Da. Și acum, 3 plus A ăsta da, trebuie să fie egal cu cine? Păi dacă A egal cu 1, elementul comun o să fie 1. Ce element mai pun aici? Păi dacă A egal cu 1, elementul comun o să fie 1, dar 3 plus 1 dă 4 și nu-i bine. Ba, B e 1. Dar acolo ai un pic de răbdare. Deci o fix să facem analiza. Imaginea la mai 3 plus A am pus, domnul profesor. Nu mai trebuie să luăm în calcul. Deci pe 3 plus A am pus că am completat, da, asta. Acum trebuie să punem 3 plus B egal cu 5. 3 plus B să facă 5. Sau A plus B să fie 5, cum vreți. Da. Deci aici punem B-ul. Corect. Și cu calitatea că 3 plus, 3 plus B să fie egal 5, care vrem. Sau da. A plus B să fie 5. Că... Sau A plus B să facă 5. Da. A plus B să facă 5. Ei, de aici,
3 plus B egal cu 5 înseamnă că B-ul trebuie să fie 2. Și B e 2, da. Deci rezultă B egal cu 2. Și ar fi ceva la altă. Da, și de acum, dacă B-ul este 2... Păi, da, ia ne ducem cu ăla, da, aici. Da. Dacă A plus B face 5, hai să zicem numele, A plus B face 5. A plus B fie 4 și B face 1. Și B face 1. Deci A egal cu 4, B egal cu 1. Și dacă A e 4, B-ul egal cu 1, este o altă variantă. Da, și este doar. Adică... Mă întrebam ce două numere adunate să facă 5. Păi dacă pun 2 și 3 la pentru mezie. Dar uitați că nu sunt toate. Nu sunt toate. Vă spun acum că asta nu există. Asta există cum? Asta nu există. Păi... 2, 3 și 5, ia puneți acolo. 2, 3 și 5 la x. Asta nu există. Dar nu este 2, 3 și 5. 2, 3 și 5 pune acolo. Nu, 3, 4 și 1, 5, 2, 4 și 5. 5. Există și 2, 3 și 5. Deci mai există și alta asta. Da, da, în părere mie, am pus doar două, mă rog, și pe ta. 2, 3 și 5. Deci 2, 3 și 5. O secundă. Nu-i mare în vea, zice, abia nu-i mare în vea, zice. Știți, eu am văzut baremul că n-aș trebui să facă. Bun. Și ea merge de asta, merge cu barem cu ceul ăla, care ne găsește pe noi, ave și ce. Ea n-aș trebui să facă, n-am înțeles. Să uita pe barem. Și de asta ne înzăpăcește cu ceul. Și barem, tu ai găsit câte soluții? Două soluții. Și a mamei nu este barem. Deci a mea care găsit reuniți. Deoarece în barem spune că a mai mic ca B mai mic ca C, ce este egal cu A plus B. Și în momentul acela, ce nu este egal cu A plus B? Deci A mai mic ca B... Ei zic așa, X egal cu A, B și C. Vedeți? Nu pune 3, nu pune 5, nu pune... Da, deci X este egal cu A, B și C. Hai să ștergem. Cu A mai mic ca B, mai mic ca C, un pic. Mai mic ca B, mai mic ca C. De ce pune ordine asta? Asta, nu știu. De ce A mai mic? Așa zice la soluție. Așa zice aici, A mai mic ca B, mai mic ca C. Păi dacă trebuie să avem cont diferența. Ca în final, ca în final, să dea C este egal cu A plus B. Atunci A plus B, B plus C și C plus A sunt elemente diferite ale lui Y. În condițiile astea, așa cum a spus autorul, aici trebuie să am A plus B, B plus C, B plus C, și C plus A. Și C plus A. Da. În suma a două, da. Trebuie exact să găsesc rezultatul, da, mai sunt. Deci, da. Acum a venit așa, da, de exemplu, A plus B egal cu B plus C. A plus B egal cu B plus C. Dacă este a două, ar fi da. Atunci, A egal cu C, ceea ce nu se poate. Deci A egal cu C nu se poate. Dacă A plus B egal cu B plus C, da. Păi cum se le spune A plus B egal cu B plus C? Deci nu le-aș mai scrie acolo. Exact. Bun. Și ei zice pentru asta nu-ți dă nimic. Prin urmare, Y este egal cu A plus B, B plus C și C plus A. A plus B. B plus C și C plus A. Astea sunt elementele din Y. Da, le-am pus și noi. Să un punct pentru asta. Da. Dacă zici așa. Deoarece A mai mic ca B mai mic ca C. De multe nu știu. Mai mic egal decât A plus B, care e mai mic decât A plus C și mai mic decât B plus C. Elementul comun al mulțimilor X și Y nu poate fi decât C, care e egal cu A plus B. Deci ne zăpăcești cu totul. Matematica e clară. N-am înțeles de ce au pus A mai mic decât B mai mic decât C. N-am înțeles asta. După aceea, dacă C este 3, acum avea de C 3. Cum ne-a dat. Rezultă că A e 1 și B e 2. Deci X e 1, 2, 3 și Y e 3, 4, 5. Care satisfac condițiile din enunț. Îți dau un punct și pentru asta. Dacă B este 3, le am și pe B 3. Atunci A poate fi 1 sau 2. Pentru că e mai mic. A egal cu 1, deci C egal cu A plus B și egal cu 4. Deci poate să fie 1, 3, 4 și 4, 5, 7, cum am dat eu. Dar nu poate fi acolo. Ba uite aici. X e 1, 3, 4, Y e 4, 5, 7, cum am dat eu. Dacă A e egal cu 2 și C e egal cu 5, atunci X e 2, 3, 5 și 5, 7, 8. Deci sunt 3 soluții. Ambele perechi de mulțimi satisfac condițiile din enunț. Două puncte. Sigur, da. Sunt 3 perechi. 3 perechi, nu sunt 2. Da. Sunt 3 perechi de soluții. N-am de acum pe asta să o aduce. Exact. Deci o dă și pe asta, o dă și pe ei și mai găsești una. Și mai găsești pe tot. Nu mai e parte.
Deci, eu mă duc totuși la analiza asta. Noastră, exact, acolo trebuie să care stă destul de bine în picioare. A, și mai da, este cum, dacă ai egalul 3, B mai mic decât 3 și C mai mic decât 3, din urmare toate elementele lui Y sunt mai mari decât 5, deci nu avem soluții în acest caz. Dacă zici și asta, cum pun? Da. Este analiza pe care vedea autor. Autor, exact. Da. Dar voi nu înțelegeți deci, nimic. Dacă ne spunea că A mai mic ca B mai mic ca C, dar nu zice asta. Dar nu zice. Asta înseamnă... Mai ce dimodată, domnule, nu mai un pic. Păi și nu trebuie să mergem pe analiza lui. Mai citim o dată. Determinați perechile X, Y. Ce înseamnă perechile X, Y, domnule? Adică mulțimea X și mulțimea Y. Două mulțimi. Determinați două mulțimi. De mulțimi. Care au ca elemente numere naturale nenule. Așa. Deci, e vorba de mulțimea X egal cu 5. Și mulțimea Y egal cu 5. Unde elementele acestea trei sunt numere nenule. Deci, AI și BI, elementele da. Sunt numere naturale nenule da. Din N-stelar. Și care verifică simultan condițiile. Proprietăți. 1. Fiecare din mulțimea X și Y are trei elemente. Deci trebuie să spunem trei elemente. Trei da. Elemente trei aparține naturale obligatorii. Naturale și diferite de 0. Corect. 3 aparține lui X și 5 aparține lui Y. Eu tot așa am spus aici. Da. Mulțimea X intersectat cu Y are exact un element. Exact un element. Un A. Un A. Corect. Dacă A și B sunt elemente diferite ale mulțimii X, deci mi-l dă și pe B, domn profesor, în X. Deci, dacă A și B sunt elemente diferite ale mulțimii X, deci pun și pe B. Neapărat. Da. Atunci, A plus B aparține lui Y. Deci, A plus B însemnând oricare două din astea adunate să fie aici. Adică 3 plus A să-l găsim aici, 3 plus B să-l găsim aici și... Oare asta așa sau nu mai A plus B? Nu. Nu mai A plus B. Așa, A plus B în paranteză. Dar spune-mi, dacă... Dacă A și B sunt elemente diferite ale mulțimii X... Deci nu spune numai despre A. Dacă A și B sunt diferite, adică 3 plus A, 3 plus B și A plus B. Așa, atunci A plus B aparține lui B. Deci... Aici trebuie să găsim acum în continuare. Exact. Pe 3 plus A sau pe 3 plus B sau, A plus B sau pe A plus B. Și urmărele treile elemente sunt scoase. Da? Da. Deci noi completăm acum cu 3 plus A, 3 plus B da. Și A plus B. Corect. Ca să fie treaba corectă. Da. Acum, 3 plus A ăsta poate să fie 5? Trebuie să fie 3 comun. Nu mai e 3 comun. Nu mai un pic. Noi l-am pus pe A comun, pentru că nu știm cine este. Și am pus, ea zice că ar putea să fie totuși și 3. Deci, comun nu poate să fie și 3. De asta zice, e contrariată. Și poate să fie și 5, da? Da. Oare 5 poate să fie? Nu, poate să fie 5. Dar de ce 3 nu mai 3 poate să fie comun? Și B-ul nu poate să fie comun? De ce n-ar putea să fie B-ul? Băi, B-ul poate să fie mamă oricare, B-ul, dar puteam să intru pe B ca fiind 3, să fie A și C. Deci, da, ea. Atât 3 ar putea să fie comun, cât și A-ul ar putea să fie comun, cât și B-ul ar putea să fie comun. E normal, domn profesor? Deci, dacă e comun, atunci suma lor trebuie să dea unul din ceilalți. Da. Totdeauna trebuie să ai B-ul și cu. Deci... Aici, la completarea celui de-al treilea. Elemente trebuie să fie 2. Obligatoriul dintre elemente trebuie să fie 2. Nu, uite, la mine nu este 2. Obligatoriul dintre elemente trebuie să fie 2. Dar de ce e tare? Nu. Uite că și 4 este bun. Exact. De ce este? Dar cea 5 ora. Nu, ea zice că de ce l-am pus doar pe A comun. Vedeți, ea aici impune întrebarea. De ce e A-ul comun? Dar nu, prin A nu înțeleg eu. Înțeleg pe oricare, un număr oarecare. Exact. Sunt eu m-am referit un A concret. Vrei să luăm pe A egal cu 1? Pe cazul să analizăm, să vedem ce se întâmplă. Deci dacă A egal cu 1, care ar arăta? Cum ar arăta X? Că sunt numere naturale. Dar, da? A egal cu 1, hai, să vedem. X egal cu mulțimea 3, 1, Y ar fi mulțimea 5, 1, da. Și aici
să mai punem încă un element care satisfacă condițiile, condițiile acelea. 3 și 1 trebuie să fie suma lor, trebuie să o visăm. 4. Și trebuie să mai punem și pe 2 ca să facem 5. Și ca să facă pe ăsta la altul. Da. Și am găsit prima variantă. Da? Și terminată problema. Altă variantă. X egal cu... A egal cu 2. Câte ori? 3 îl punem, Y îl punem 5 și 2 și 2, elementul comun. Da? Elementul comun 2. Ei, aici 3 și 2 făcut 5. Suntem pe ora lor, jumătate ora am trecut, domnul profesor. Deci o să ne gândim acum, să ne gândim într-adevăr, 5 minute. Da, dacă nu-ți spune de timp, nu-și dădeau seama. Da. Deci mergem pe 2 comun. Da. Așa. Și având grijă ca 3 plus 2, iată, facem 5. Da. Cine? Ce să mai pun eu aici ca să fac 2 aici? 3 și cu cine să fac? Nu mai facem. Deci 2 îți aplică ca soluție. Nu-i bun, a egal cu 2. A egal cu 3, iar o suficie. Sigur. Sau nu fi bun, a egal cu 3. Deci mergem pentru X egal cu 3, Y egal cu 5 și comunul să fie 3, este 3, pun 3 jos. Da. Uite și varianta cu 3, 3, comun, cum ai zis. Că da. Da. Deci 3-ul este comun. Da. Și atunci, neapărat trebuie să pun un 2 ca să facă pe 5-ul ăsta, deci nu trebuie să facă 5. Și tot la varianta ei am ajuns. Și am ajuns la varianta ei, dar... Și tot la ei am ajuns. Bun. Este aceeași care se dă în momentul de înainte. Da. Și mergem cu a patru acum. Când e impar. Vedeți când e impar, deci au unul a trei. Deci aici... Păi să vedem dacă am făcut joc. A patru acum, așa ajungem la varianta mea. Așa, păi de asta spun. Se poate merge prin discuția asta, ca număr natural. Și unde te oprești? Unde să ne oprim? Vom vedea un... Adică pot să mă duc până înainte, că nu spun. Ne gândim, nu, ne gândim și mai revenim cu soluții. Ne gândim, dar da. Vreau să spun că asta este mai sănătoasă decât A plus D plus C, aceea care e. Da. A mai mic decât D mai mic, aceea nu. Nu ziceam. Are și el un motiv. Are. Ați să vedeți care e motiv. Fiind numele naturale, ca ordine, există o ordine între ambele și ceva. Da, dar mai mic decât D mai mic. Dar nu ca poziții, că n-are importanță ordinea elementelor. Păi da, dar n-am nu fi avut importanță. Nu, nu cine e notanta, cine e B și cine e C. A scris așa, a scris așa, că pune pe cel mai mare ca fiind C. Nu, 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 hai să vedem. Care l-am. Daria, Daria. Într-o mulțime nu are importanță ordinea elementelor. Și cum cardinalul, uitați cum merge, cardinalului X egal cu 3. Iar acestea sunt numele naturale, înseamnă că în X va pune numele A, B și C, trei numere naturale, în care A mai mic decât B, mai mic decât C. Poate să fixez așa. Deci A mai mic decât B, mai mic decât C, niște numere. Dar dacă... Dacă eu... Spune aici că au 3 și ăla de jos e 5. Nu, de exemplu. Eu cu pe ora pot să mă întâlnă pe eu. Deci, în clipa în care autorul își compune, vedeți, dacă facem un amestec dintre ideea autorului și cu ideile care avem noi, nu reușim să le ducem la capăt. Dar nici n-am fi corect ca să precizezi dintr-un moment de vedere. Ce? A mai mic, A, B mai mic, A, C. Nu, Mihaela, când spune A mai mic, A, B mai mic decât A, C, este natural surprins asta. Între, fiindcă în mulțimea A sunt numere naturale și în B tot naturale. Dar el pleacă numai cu A. Numere naturale. Între cele trei, nu le poți două egale între ele, că nu le mai pui mulțimea. Da, da. Și între trei numere naturale există o ordine. Una, indiferent cum îl scrii, nu are importanță poziția. Asta m-a chelit acum, să spun A mai mic, B mai mic, C din burtă. Nu-i din burtă. Da. A mai mic, B mai mic, C este o ordine care s-a primit între numerele acelea, care le punem acolo. A mai mic, B mai mic, C. Da? Și acum, cu cine începi? Și începi analiza pe 3. O lea pe 3, ăsta e clar. La pe 3 care poate să fie? La mijloc. Exact. Și atunci spune în față 1,
și 1 și 2, da? Că ea spune așa. Foarte tare chestia. Deci A mai mic ca B, mai mic ca C. Dacă C-ul e egal cu 3, da, atunci ai 1 mai mic ca 2, mai mic ca 3. Da. Corect. Și atunci în X ai mulțimea formată din elementele 1, 2 și 3. Da? 1, 2 și 3. Iar în Y ai neapărat suma 5, ai 5 în primul. Ai 5, trebuie să-l pui că 2 plus 3. Ești bucuros. Și ai 4 și 3. Deci ai 3 și 4. 3. De ce ai pe 3? 1 plus 2. 1 plus 2. 3. Ca să facă 3 și comun 1 de 4. Și ai pus pe 4. 4. 6-1, deci, ce egal cu 3. Deci l-am luat pe ce egal cu 3. Acum să-l băgăm că 3 ar fi aici. Da, B-ul egal cu 3. B-ul egal cu 3. Și atunci în față ar fi, ce variantă aș fi? Păi 2, A e mai mic. 2 în față și 4 în spate. Deci, când aș avea așa ordinea asta, A mai mic decât B-ul care l-am luat 3, eu trebuie să-l beau pe 3. Corect, da. Și mai mic decât C, da. X-ul ar fi format din 3 care trebuie să fie. Și 2 sau 1. În față, e 2 sau 1. Da. Dacă iau 1... Hai să luăm 2. Să luăm 2. Da. Dacă iau pe 1, cred că mă duce la C-ul 3, obligat. Nu? Nu, mă duce la C-ul 4. Așa. Ia să vedem, 1 și 4. Și 4. Da. Și atunci Y-ul va fi are 5 obligatoriu. 5. Da, care e 1 plus 4. Este excelent. Da. E 4, trebuie să-l ai 3 plus 1. 3 plus 1, 4. Da, și iau și comunul. Și așa, și varianta mea. Excelent. Da, și-o ieșit. Și acum ne pe A3. A-ul 3. Da. Deci dacă A-ul e 3. A-ul e 3, atunci B-ul e 4. Deci mai mic B-ul să fie 4 și mai mic 5. Să fie 5. Da? Și atunci, și atunci în X am elementele 3, 4 și 5. Și în Y? În Y am pe 5, iată comun. Da. Și acum suma lor. 3 plus 4. 7. Și 3 plus 5, 8. 3 plus 5, 8. Și maxim. Și termină problema. Și maxim. Așa trebuie analizat. Asta. Păi, asta e partea lor. Oricare putea să fie 3. La nivelul la care putea să vrea să copilul. Și oricare va fi 3, corect. Da. Deci, da, șocul... De ce mă opresc aici? Păi, dacă opresc, dar la altă variantă mai e, gata. Păi, de ce mă opresc aici? Puteam să duc și la 100,999,000. Nu mai ești. Ascult. Între oricare trei numere naturale, există ordine. Da? Există ordine. Mai mic, unul mai mic, următor și cealaltă următor. Atenție! Dintre astea trei, unul știu. E 3. 3. Care îl pot poziționa pe 3. În locul A. În locul A, în locul B. În locul B și aici. Și în locul C. Și atât. Și atât. Joacă cele trei poziții. Ai înțeles? De ce nu mai poți duce mai departe? Pentru că un element îl știi, e 3. Și face aia. Obligatoriu. Foarte, foarte. Cel mai tare. Cel mai înțeles. Înțelesul. Deci, observați, în fața acestui exercițiu, sigur că am avut o perioadă de tatonare pentru a găsi varianta cea mai simplă de adresare la nivelul la care copiii se află. A mai mic, B mai mic, ce a fost esențial. Exact. Dar de ce motiv? Pentru că ele sunt numere naturale și trebuie să le pun, plasez în mulțime, nu pot să fie egale. Da, exercițiu, da. Nu m-aș fi gândit că A mai mic ca B mai mic ca C. Nici nu v-ați dat seama până nu am făcut tot de zi. Da, mai mic înseamnă des că nu contează ordinea lor. Că noi dacă ne uităm acum la 3, 4, 1, asta nu înseamnă că ordinea aia e dată. Totdeauna am zis că e mulțimea mare egal cu elementele. 7, 1, 2.